Cu toții ne dorim un abdomen cu pătrățele și să arătăm foarte bine la plajă. Salutare, prieteni, ce faceți? Bine ați venit la un nou video. Astăzi o să vorbim despre cum poți obține pentru la vară un corp mult mai atractiv din toate punctele de vedere. Și poate vă întrebați de ce vorbim despre asta acum, când vara este peste 6 luni și noi suntem abia în ianuarie, chiar după o zăpadă zdravănă. Păi, deoarece cel mai bun moment pentru a avea la vară corpul mult visat a fost ieri, cel mai bun moment, și al doilea cel mai bun moment este astăzi. De astăzi trebuie să începeți. Nu îți pot garanta că până la vară o să ai un corp de revistă, dar îți pot garanta 100% că te vei dezvolta atât fizic cât și mental. Dar ce trebuie să fac, George, pentru asta? Păi nu este nimic complicat, trebuie doar să începi să te antrenezi, trebuie să începi să mănânci mai sănătos și, bineînțeles, trebuie să te educi. Hai, frate, lasă-ne cu astea, că de-astea știm și noi. Spune-ne ceva concret, ceva rapid. Nu, lasă-mă cu exercițiile tale, că până la vară, ce fac? Fac în fiecare zi exerciții, ai nebunit? Da, cu toții știm teorie, dar puțin dintre noi punem în practică. Majoritatea vrem doar mură în gură, să ni se dea totul de-a gata, noi să nu facem absolut nimic, noi să nu muncim pentru ceea ce ne dorim. Altfel, cum crezi că vor apărea rezultatele dacă tu nu o să muncești pentru ele și nu-ți bați capul? Nu există un secret anume. Cele trei, da, trebuie să începi să te antrenezi, să mă rămâi sănătos, să te educi, este simplu. Nu există un secret anume. Trebuie să muncești și să ai dorință. Altfel nu se poate, frate. Nu se poate. Trebuie să înțelegeți asta. Este negru pe alb. Asta trebuie să faci. Nu există altă scurtătură. Dar nu știu ce exerciții să fac. Păi este foarte simplu să intri pe YouTube, să cauți exerciții și sigur să găsești videoclipuri chiar și la mine pe canal, exerciții pentru o săptămână întreagă de antrenament. Este simplu. Nu este absolut nimic complicat. Ai întrebări, la fel poți să mă întrebi. Deci programul de antrenament este simplu. Cauți pe YouTube, găsești, ți-ai făcut programul. Nu știu ce să mănânc. Aici trebuie să începi prin a începe să-ți calculezi numărul de calorii de care tu ai nevoie pentru menținere și apoi numărul de calorii în funcție de obiectivele pe care le ai. Dacă vrei să slăbești, de la menținere scazi 15% și acolo tu trebuie să-ți faci meniurile pentru calorile respective. Dacă vrei să pui masă musculară sau să te îngrași, la fel 15% peste calorile de menținere. La fel, asta este primul pas, apoi sunt sigur că tu știi să faci diferența între alimentele sănătoase și cele mai puțin sănătoase. Îți cauți meniuri, pentru calorile de care tu ai nevoie și o să ai acolo pe Google, pe YouTube, unde vrei tu, găsești informații. Deci acum informațiile sunt peste tot, trebuie doar să știm să le căutăm. Iar nu în ultimul rând, este nevoie să te educi constant în acest domeniu. Nimic din ce am spus anterior nu vei obține dacă nu începi să te educi. Nu vei ști să faci programul de antrenament, nu vei ști ce să mănânci, nu vei ști să execuți corect exercițiile, nu vei învăța să mănânci mai sănătos. Acum nu mă refer să faci o facultate pentru asta, nu la asta mă refer când spun să te educi constant. Important este să fii acolo în domeniu, să-ți dai interesul, să te implici, asta este tot ce ai nevoie. Nu trebuie să faci o facultate, nu trebuie să faci studii acum pentru așa ceva. Pur și simplu să-ți placă ceea ce faci, să faci de plăcere și să începi să te informezi. Mai vezi un video pe YouTube de la ăla, mai vezi de la ăla, înveți lucruri noi pe parcurs. Nu doar ai făcut un program de antrenament, îl faci pe toată viața ta și tu aștepți să ai rezultate nemaipomenite. Nu, trebuie să începi să ducolo să iei câteva informații, să le pui cap la cap și să ai propriile tale idei. Începe să urmărești oameni din această industrie, pentru că sunt foarte mulți care îți oferă informații utile și de calitate. De la mine pe canal poți găsi un antrenament de care tu ai nevoie. Poate înveți să execuți corect un anumit exercițiu, la altul poate vezi când vorbește despre alimentație, la altul vezi o postare în care a vorbit despre nu știu ce supliment a folosit el și așa mai departe. Iei de la fiecare câte ceva. Asta înseamnă să fii implicat în acel domeniu, să-ți extragi informațiile de care tu ai nevoie și astfel vei putea progresa. Trebuie să înțelegeți că nici noi nu suntem perfecți și noi facem greșeli, dar încercăm pe tot posibilul să împărtășim cu voi din informațiile pe care noi le-am acumulat de-a lungul timpului. Cum am spus, voi trebuie să vă filtrați informațiile, dar de la majoritatea aveți ce învăța, voi trebuie doar să începeți să vă implicați în acest domeniu. De ce am spus la începutul videoclipului că până la vară te poți schimba atât fizic, dar și mental? Asta pentru că în majoritatea cazurilor, dacă tu
îți dorești cu adevărat schimbarea, vei începe să înveți lucruri. Automat asta îți va crește încrederea în tine. Vei învăța să fii mai disciplinat în toate lucrurile pe care le faci, nu doar în sală, cu toate lucrurile vei fi mai disciplinat. Asta te va ajuta la ca rutina ta zilnică să progreseze foarte mult. Adică de la că îți faci patul, că îți speli vasele după ce ai mâncat, că te-ai dus la muncă, ți-ai așezat adidas și toate cele, că ai te dus la sală la aceeași oră, de 3 ori pe săptămână, nu zic în fiecare zi, dar rutina aia de a merge de 3 zile pe săptămână la sală o să o ții foarte, foarte mult timp. Degeaba merge acum 7 zile pe săptămână, timp de o lună, două, și apoi nu te mai duci. Este fix egal cu zero. Important este să-ți faci un program sustenabil pe termen lung. Degeaba faci acum mult pe termen limitat, când poți face lucrurile de plăcere, la timpul lor, da? Nu trebuie să mergi în fiecare zi, de 3 ori pe săptămână este suficient dacă atât îți permite timpul, dar trebuie să faci cu plăcere și să progresezi. Și bineînțeles, motivația pe care o să o ai la început, când începi să te antrenezi, toți suntem motivați, toți ne dorim, toți vrem, facem, da, hai, facem! Îți garantez că în 6 luni de zile vei fi alt om din toate punctele de vedere. Așa că, astea fiind spuse, cam atât am avut de spus pentru astăzi, băieți. Dacă aveți întrebări, nu uitați să-mi lăsați jos în comentarii. Dați un like la acest video, dați un follow pe Insta, dați un coment, dați un subscribe, intrați și pe site-ul meu pentru a găsi acolo programe de antrenament, echipamente, aveți și jos, mai jos pe YouTube, echipamente, merch-ul meu, dar și pe site multe altele. Ne revedem data viitoare cu un nou video. Pa! That's how I know that